3 februarie 2024. Am ajuns în luna în care vom da turte la albinuțe. Probabil toată lumea știe că trebuie să dăm turtă proteică, dar acum există o problemă cu aceste turte proteice, fiindcă hrana albinei naturală este polenul, iar în acest polen găsim aminoacizii. Acești aminoacizi știu că sunt 2 sau 3 mai importanți, dar sunt 10 prin care există izolionizină și lionizină și mai este una care e foarte importantă. Dar de ce este important acești acizi? O să vă las acizi în descriere ca să vă alegeți o substanță, să vă faceți turtele. Cei care vă spun eu că o să aveți nevoie să faceți turtă, de ce sunt așa importanți aceste aminoacizi? Deci, importanța cea mai mare, ca să vă o puneți așa în cap, este pentru, în primul rând, pentru că dacă nu are un înlocuitor de polen, de exemplu, nu are aminoacizi, atunci albina nu va putea consuma, asimila acea proteină din înlocuitor. Bun, un alt fapt ce trebuie menținut este că înlocuitorii de soia până 60, adică aproximativ 40% din aceștia sunt toxici. Bun, aici am o colonia de albine, mă uit un pic de miere, știu că are miere suficient acesta. Bun, mă uit un pic, vreau să le fac ceva, vreau să vin cu un pic de turtă proteică la ei, numai să-și facă zborul de curățire în zilele următoare. Bun, ca să înțelegeți așa despre acești aminoacizi, trebuie să, ce să faceți? Să folosiți, de exemplu, promotor, da? Promotorul are o gamă largă de aminoacizi, da? Vă las eu aminoacizi în descriere și o să comparați aceste substanțe, să zic așa, pe care le cumpărați, de exemplu. Eu folosesc promotor, mi se pare cel mai ok. Și când preparați o turtă, atunci introduceți în acea turtă promotorul, dacă aveți polene și mai bine, fiindcă polenul are această capacitate. Dar mai există o substanță de care nu trebuie să lipsească dintr-o turtă, dar asta vă zic mâine. Bun, până atunci, numai bine!